27 de ani de închisoare este sentința pe care a primit-o un oltean, despre care justiția a arătat că și-a omorât mama. În ciuda verdictului, bărbatul spune că este nevinovat. Bună ziua, sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. A fost prietenul lui Marcel Țundrea, românul care a stat nevinovat 12 ani la închisoare. A sperat că va demonstra ca și acesta că este nevinovat. Nu a reușit însă. Se află în închisoare de 15 ani și strigă cu durere că el nu este un criminal. Nu este un număr câștigător, așa cum poate v-ați fi imaginat. Este sentința pe care a primit-o un român pentru omor. Gavrilița Dumitru a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru că și-a omorât mama. Justiția a considerat că aceasta este sentința potrivită pentru faptele sale. Bărbatul strigă însă cât poate de tare că este nevinovat. Se consideră o victimă a justiției și speră ca într-o zi să poată demonstra acest lucru. Avea 36 de ani când a intrat pe poarta unei închisori. Până la acea vârstă nu primise nici măcar o amendă de circulație. Știa vag unde se află închisoarea. Trecuse prin fața ei o singură dată și se cutremurase. Nu și-a imaginat vreodată că va ajunge și el acolo. Este încarcerat de 15 ani în închisoarea de maximă siguranță de la Craiova. Cum este la închisoare? Greu. De ce? Lipsa de libertate, lipsa de ce a fost afară, ce-i drept. De cât timp sunteți închis? 15 ani și 3 luni. Și cum au trecut acești ani? Foarte greu. Dar unul singur. Fără niciun sprijin, fără nimic. Neavând frați, neavând surori, părinți, etc. Dar ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Ce să vă spun? Datorită incompetenței procurorului Iacobescu de la parchetul Tribunalului Olt. Există dovezi date de parchetul Curții de Apel Craiova, în care s-au descoperit infracțiunile prevăzute de fostul 287, 88, 89, 90, cod penal. Deci toate tipurile de falsuri le-a săvârșit procurorul Iacobescu pentru a înșena acest omor. Fiind vorba despre maica mea, mama mea. Eu eram singur la părinți, eram proprietar pe avere, totul s-a rezumat la chestia că am avut interes material. Cu cine să împart averea? Eram singur. Eu eram, după decesul tatălui 86, fost un notariat de stat cum era înainte, la Slatina, maica mea mi-a făcut acte pe avere. Și o soră de-a ei, având ea interes material, crezând că eu nu am acte pe casă, a intervenit la procuror și ia cătă mă aici. Dar cum a murit mama? De stop cardiorespirator, prezentând leziuni toracale de gradul 2, 3 și 4. Și a fost acuzat dumneavoastră că ați da, bătut-o am dat sau eu, că... Nu, că am dat eu foc. Dar incendiul s-a produs la un scurt circuit de la un cablu, m-am ureșit. Cum a fost când ați auzit condamnarea? Mi-a fost rău, un pic jos. Prima dată în an de dus, am crezut că scrie 2 ani și 7 luni, 2,7. Dar recitind am descoperit că 27 de ani. De la Tribunalul Olt. Unde nu mi s-a dat voie să apăr. Am solicitat și detectorul de minciuni cu toate că nu este probă, o probă, nu. Dar ca idee nu mi s-a aprobat. Mandatul de arestare mi s-a emis la 2 săptămâni după ce am fost băgat în arestul IPG-ul. Și asta a descoperit numai când am ajuns la Spitalul Penitenciar Jilava, unde m-a dus pentru o expertiză psihiatrică, să vadă că am avut decenămă sau n-am avut. Și acolo nu m-au primit. Le-a spus ea la polițiștii care mă însoțeau, i-au întrebat că de unde m-au luat? Din București, după stradă, de unde m-au luat?
Deci a zis că din arest la Slatina. Ce nu se poate, unde e mandatul de arestare? Și atunci am ieșit afară, ne-am dus la mașină, au dat telefon și procurorul a trimis mandat prin fax. Atunci m-au internat în spital. Desemnat de judecător și pe parcurs am mai emis încă un nou mandat. La dosarul meu există două mandate de arestare pentru aceeași faptă. Dovedite. După ștampilă, după semnătură, pe unul ștampilă poziționată și semnătura într-un fel, pe altul e altfel. S-a dovedit. Toate falsuri făcute de procuror. Acest condamnat susține că de mai bine de 15 ani trăiește un coșmar. A fost acuzat că a incendiat casa în care se afla mama sa. Un procuror și o mătușă au vrut neapărat să ajungă la închisoare. Gavrilița nu a reușit sub nicio formă să demonstreze că este nevinovat și că a fost aruncat în pușcărie pe baza unor falsuri și a unor minciuni. Justiția însă a arătat că bărbatul și-a omorât mama dându-i foc. Cum a fost când ați intrat pentru prima dată într-o cameră de deținere? Speriat, teamă, nemai având probleme cu legea în viața mea până la 35 de ani când am picat. Nici de circulație, am condus toată țara asta și mașina personală și mașina de serviciu. Am avut meserie frumoasă, am lucrat la firmă de proiectări. Înainte am lucrat în întreprinderea și boghiuri, la metrologie, tehnician metrolog. Mergeam la București, la ministeriu, la Ministerul Mediului, Ministerul Lucrării Publice și Administrative Teritoriale, pentru avize, pentru astea. Deci am avut o meserie frumoasă. Am provenit într-o familie educată, taică mi-a fost inginer metalurgist la Iubel, la Baj, la oțelărie, maică mi-a economistă la CAP-ul, era CAP-ul înainte. N-am avut frați, n-am avut surori, am fost înfiat. Asta este adevărul. Și eu mi-am iubit părinții. Taică mi-a la 50 de ani, când se pensioneze, a decedat. În 86. A rămas stâlpul familie, cum eu și maica mea. Fără nevoie să mă căsătoresc în timp, neavând sprijin, maica mea bolnavă. Cum ce ați simțit când ați auzit că a murit? Ce? Mi-a fost și mie rău. Am ajuns în spital. La spital, la Balș, acolo, în cătușa de pat, a venit un ofițer de la poliție de la Slatina să-mi ia declarații. Eu am spus ce. Și el, nu, că nu e așa și e așa. Și a scris el și a vrut. N-am semnat-o, nu nimic. Nu există semnătura mea, numai falsă. Deci semnături falsificate de procuror și de polițiști. După aceea a pus polițistul care mă supraveghea de la noi de la comună și a lăsat declarația care a făcut-o acel ofițer de la Slatina la criminalistică, i-a lăsat de polițistului și polițistul a chemat o asistentă. Precum că ar fi participat și ar fi asistat când am fost eu audiat. El dicta, ele scriau. Cuvânt cu cuvânt, ortografie, punct și virgulă, la fel. Scrisul diferă și datele personale. În rest, la fel. Și astea sunt descoperite. Iar la vecini, declarații, aproape identice, făcute de procurori. Oamenii nu au fost chemați la parchet, dar declarații există la dosar, date de ei și semnate. Dar nu e adevărat. Oamenii au spus că n-au fost la parchet niciodată. Declarație dată în numele soției. Că ar fi declarat soția că am amenințat că omor și pe ea și pe mama, că le dau foc. Nu există așa ceva. În urma unei expertize grafologice s-a descoperit că nu este semnătura soției. Și nu a declarat. Deci, fals. Gavrilița Dumitru are senzația că se luptă cu morile de vânt de peste 15 ani. Nu înțelege cum mai multe instanțe de judecată au putut da un verdict pe baza unor falsuri și a unor minciuni. Se consideră o victimă a procurorului care l-a anchetat și care a dorit cu tot din adinsul ca acesta să ajungă în temniță. Soția cum a reacționat când a auzit de ce sunteți acuzat? A fost și rău. Asta e. A rămas singură, necăjită, copii mici. Acum sunt mari. Cea mare este la poliție la Caraca, la judiciar. Cea mică a terminat dreptul. Cea mijlocie, asistent universitar, dar a decedat.
Acum, pe 25 februarie, a făcut 2 ani când a decedat. V-au reproșat ceva copiii? Vă considerați un criminal? Nu. În fața Dumnezeu, eu sunt curat. Nu am ce să îmi reproșez. Poate să îmi reproșez faptul că nu am făcut ce a zis procurorul. Poate eram acasă de mult. El mi-a spus, bă, zic ca mine că, lasă, ești tânăr și trece repede. Și ai cuvântul meu că cel mult 15 ani, dar nu e nici 15 ani. Iar dacă nu zici ca mine, am eu grijă de tine și vei lua maximum. Și maximum. Și cu spor. 2 ani. Dar eu, având încredere în justiție, că au zis și eu că judecătorul face dreptate. De unde? Justiția este oarbă în România. Din considerentele mele. Nu mi s-a făcut dreptate. În urma unui reportaj la un post de televiziune care nu menționez, pe atunci era domnul Bălan, Sorin Ovidiu Bălan, atunci Dabi mi s-a făcut rejudecarea. S-a casat sentința și mi s-a făcut rejudecarea după N cereri de revizuire. Toate mi se respingeau. Și ultima care, dar Craiova, Curtea de Apel mi-a aprobat revizuirea, după aceea rejudecarea și în final tot așa a rămas. Ca să nu mai chite. Dacă m-a chitat, trebuia să-mi plătească timpul stat în penitenciar. Și m-a lăsat tot așa, cu toate. S-au readunat martorii, tot. Albă de la zero. V-ați imaginat vreodată că o să ajungeți să faceți atâția Niciodată. ani de închisoare? Niciodată. O singură dată am trecut cu mașina pe strada unde e penitenciarul și când am văzut că scrie penitenciar, că mă aveam probleme, treabă, să ajung în anumit loc, o coleam. Dacă nu am plătit o amendă de circulație măcar în viața mea. Condamnatul descrie cu lux de amănunte cum a ajuns să fie condamnat. Își descrie viața cu o tristețe greu de imaginat. Arată lumii cât de multe a pierdut în viață datorită corupției. Cum a fost când ați intrat pe partea închisorii? Cum să fie? Teamă, frică, spaimă. Gândul că poate nu voi mai ieși la ta pedeapsă, nu știam că se merge cu 9 luni, dacă muncești, mai câștigi și se scade din pedeapsă. Lasă că 27 de ani, în 2029, cine mai trăiește? Și așa mă liberez la 55 de ani. Oricum, m-a ajuns aici, m-am îmbolnăvit. M-a arestat, conform fișei medicale după arest, nu am avut absolut nimic. Dantură perfectă, vedere perfectă, totul perfect. Aici, întins cu o detenție, m-am distrus. Îi mulțumesc Domnului că psihic nu am absolut nimic. Poate dacă o luam și decădeam psihic, cine știe să mă luam. Care a fost cel mai greu moment în toți acești ani? Când am auzit că a decedat fata. Ce s-a întâmplat? Făcut un edem pulmonar și la Spitalul București am murit. Soția vă vizitează? Nu. Nu mai avem nicio legătură. De ce? Nu mai. Ne-am despărțit și în 2008 am despărțit. Cealaltă fată vă vizitează? Nu. Niciuna. Mai sunt două. V-au reproșat vreodată ceva? Nu. Pentru că știu că nu este adevărat. Știu ce fel de om am fost. Dacă era un om rău, nu ajungeau ce ne au ajuns. Nu primeau educație. Cum e să stai 15 ani în închisoare? Greu. La un moment dat, efectiv, uiți noțiunea timpului. Ai impresia că ai venit al altăieri. Uneori. Dar îmi îndepărtez gândurile și astea prin credință, cunoscând
aici, în 2005, am cunoscut cuvântul Domnului. Era credincios și afară, dar aici am cunoscut cu adevărat. Poate chiar Dumnezeu a vrut să fie așa. Uite acolo ca să urmez calea cea bună, cea bună. Toate că nu eram bun, rău, bun. Avea sufletul bun, darnic, ajutător. Dar mai bine să cunoști cuvântul Domnului în sensul Biblie. I-ați reproșat vreodată că v-a adus aici? Nu. Domnul nu trebuie să-i reproșeze. Întotdeauna trebuie să-i mulțumesc și pentru cele bune și pentru cele rele. Pentru că El are grijă de noi. Și fapt concret. Oameni străini care mă ajută, mă caută de afară. N-au nicio treabă cu mine. A fost arestat pentru omor când avea 35 de ani. Întâlnirea cu arestul l-a marcat pentru tot restul vieții. Apoi, întâlnirea cu lumea celor condamnați a fost cruntă. Nu a crezut că există o astfel de lume. Nu a crezut că există astfel de anchetatori. Bărbatul povestește că, începând cu arestarea sa și mai apoi cu sentința primită, a parcurs un drum plin de inegalități. Ce lume ați găsit aici, la închisoare? Diferite caractere. Mai bună, mai rău. Față de ce era afară, foarte diferit. Deci, fiind afară, nu credeam că există așa ceva în România. Nu credeam. Dacă spunea cineva afară că timpurile astea mai există analfabetism, nu cred. Înțeleg oameni bătrâni, oameni care au făcut timpuri, nu știu, mai grele de bun, dar oameni tine. Și ea cât am ajuns să cunosc și aceste tipuri de persoane. V-ați făcut prieteni aici? Ce să zic? Prieteni persoana mea. De ce? Eu singur sunt, mă consider prietenul meu. Prieteni, între ghilimele, de moment. Poate când au nevoie, se ajut, mă rog, într-un fel sau altul. Atât. Eu nu mai cred în prietenie. Am o prietenă afară și dacă cei de afară te uită, aici ce prietenie să ai? Poate că în atât ce ăștia n-am avut divergențe cu nimeni, nu am nicio abatere disciplinară, am zeci de recompense, sute de credite. Toate cursurile le-am urmat, educative, socioeducative, asistență socială, orice problemă. Nu am voie să muncesc. Am devenit inapt de muncă total, datorită bolilor la coloana vertebrală care le-am căpătat în penitenciar. Dar ca muncesc ca planton în cameră, pe timp de noapte. Și am luat și eu câștig. V-a schimbat în bine sau în rău închisoare? În mai bine. În mai bine. Deci am altă gândire față de cum eram afară. Știu pe cine să ajut și pe cine să nu ajut și cu cine stau de vorbă și cu cine să nu stau de vorbă. Ce fel de om erați înainte și cum sunteți acum? Eram un om bun, calm, blând, ajutător, săritor. Poate mă lăsam pe mine și dacă pe la cineva și l-ajutam. Nu eram om care să merg pe cârcium, să bat soția, să cer copiii. Serviciu și acasă. S-a luptat cât a putut să arate greșelile comise de-a lungul anchetei sale. Nu a ținut însă nimeni cont de vorbele sale și de dovezile prezentate de Gavrilița. A fost șocat de ce lume a găsit în pușcărie. A fost îngrozit de răutatea și de mentalitatea unor condamnați. Ce fel de om sunteți? Cum v-ați caracteriza aici, în pușcărie? Liniștit, calm, la locul lui. Nu prea am treabă cu alții decât ca și colegi în cameră. Ce faci? Atât. În rest, nu mă implic în alte probleme.
Dumneavoastră, ce credeți? Ce e cel mai important în viață? Cel mai important în viață? Să te păstrezi cu firea, să fii calm și să nu prea asculți și să iei în seamă toate cele ce se zic, ca să eviți anumite conflicte, anumite divergențe. De ce vă e cel mai tare dor de afară? De casă, de locurile natale, unde am crescut, unde am copilărit, familie, chiar dacă nu mai suntem, dar tot copiii mei vor rămâne. Vă e dor de libertate? Enorm. Cum vă imaginați ziua aceea când veți ieși pe poarta închisorii? Nu știu. Aș vrea să ajung și în timpul ăla. Să-mi ajute Dumnezeu. Să ajung să ieși pe poarta asta. Și atunci voi vedea cum va fi. Cred, normal, va fi un lucru fericit, un lucru bun. Cât mai aveți de stat aici?